Bună dimineața! Astăzi am să vă arăt cum am făcut această cruce cu mărgele de 8 mm, rocal de 11.0 și biconuri de 4 mm. Este un tutorial pentru începători, ușor de făcut, doar să fiți atenți la câteva pasaje. Ca fir folosesc această gută de 0,2 mm. Am pus pe firul meu 5 mărgeluțe 11.0, o mărgea de 8 mm, alte 5 mărgeluțe de 11.0 și alta de 8 mm. Le-am închis în cerc, am făcut un mic noduleț, vedeți? Și apoi intru în mărgeaua de 8 mm imediat după lucrul meu. Pun alte 5 11.0. 5, una de 8 mm și alte 5 de 11.0. Eu folosesc mărgeluțe care nu sunt regulate, ca să mai scap de ele. Nu trebuie să fie neapărat perfect. Apoi intru în partea opusă de unde am ieșit. Vedeți? Aici am ieșit, intru în partea opusă ca să-mi iasă exact ce vedeți dumneavoastră aici. Ieșind de aici, pun pe fir 3 mărgeluțe 11.0, un bicon de 4 mm și alte 3 mărgeluțe de 11.0. Și intru în mărgeaua de 8 mm care se află lângă cea din mijloc de unde am ieșit și ieșind, eu ies în acest moment de deasupra mărgelei din mijloc, intru în partea opusă de unde ies, în cealaltă mărgea, ca să fac o diagonală. Adică ies, ieșind din partea de sus de la mărgea din mijloc de 1 mm, intru cu aceste mărgele care le-am pus în partea de jos din mărgeaua din dreapta de 8 mm. Și trag bine firul. Trebuie să-mi iasă o diagonală între ele. Două secunde. Vedeți? Ieșind din partea superioară din mărgeaua de 8 mm, pun alte 3 mărgele de 11.0 și intru în biconul meu de 4 mm în același sens ca gaura de la 8 mm, adică de sus în jos, cum sunt toate. Trag bine firul. Trebuie să-mi iasă un mix X. Formă. Pun alte 3 11.0 și intru de jos în sus în mărgeaua de 8 mm. Trag bine firul pentru că este un pic cam larg și observăm că ni s-a format un X între cele două mărgele. Asta este important ca să-mi stea drept. Apoi fac același lucru și în partea cealaltă. Una, două, trei mărgele de 11 mm, un bicon și alte trei mărgele de 11.0. Ies din partea de sus de la această mărgea din mijloc și intru de jos în sus în mărgeaua din stânga. 2 mm, se înțelege. Trag bine firul. Pun 3 mărgeluțe de 11.0 și intru în bicon exact ca data trecută. În același sens cum am eu gaura la mărgeaua de 8 mm. În acest moment, lucrul meu trebuie să arate în acest mod. Apoi, alte 3 mărgele 11.0
și intru în partea de jos în sus, în mărceaua din mijloc de 8 mm. În acest moment avem mărceaua de 1 mm în stânga, X-ul meu cu biconul la mijloc, mărceaua de 8 mm în mijloc, un alt X și apoi ultima mărgeluță. Întorc lucrul meu și fac același lucru ca și pe partea cealaltă, X-ulețele. 3 mărgele de 11.0, biconul și alte 3 mărgele, intru de jos în sus, că eu ies aici sus, în mărgeaua laterală. Apoi 3 mărgele, intru în bicon, alte 3 mărgele și intru în mărgeaua de unde am plecat, cea din mijloc în cazul meu. După cum observăm, am făcut X-ulețele mele și pe față și pe spate. Ieșim în partea superioară din această mărgeluță de 1 mm. Intrăm în primele 3 care merg spre bicon, bicon și următoarele 3, dar cele care sunt lângă mărgeluța din mijloc. Trebuie să ieșim din cele 3 mărgeluțe de lângă cea din mijloc. Punem un bicon și intrăm în următoarele 3 din X, tot cele dinspre interior. Tragem bine firul și poziționăm biconul meu între cele 2. Am intrat și în bicon, intru în cele 3 și introduc un alt bicon. Intru în cele 3, aranjez mărgeluțele mele și acum trebuie să ne mutăm pe cealaltă parte. Intru în cele 3, dar imediat următoare, cele care fac triunghiul, uitați-vă, nu mai intrați în bicon. Apoi, în cele 3 dinspre lateral, dinspre partea dreaptă, trag bine firul, în cele 3 dinspre interior și acum putem să punem biconul meu, intrăm în următoarele 3, cele din mijloc, bicon și următoarele 3 ca să ajung în partea superioară. Aranjez biconul meu, trag firul, aranjez biconul meu, pun un alt bicon și intru în următoarele 3. Trag firul bine, așa este în față, aici este și spatele, le aranjez să stea bine. Intru în următoarele 3 care sunt spre partea dreaptă, vă spun și din ac. Ok, deci ies în următoarele 3 care sunt spre afară, intru în cele 5 care le-am băgat inițial și ajung la capătul care l-am lăsat la început. Fac câteva nodulețe să nu se desfacă și această parte este terminată. Vedeți? O aranjez să fie dreaptă. Iau un ac cu capătul drept, nu din acela cu gămălie, sau dacă vezi cu gămălie cum vreți, nu-i important, de 5 mm, pun un bicon două mărgele de 8 mm iau și intru în mărgeluța din mijloc de 1 mm atenție să intru între cele două biconuri și să ies între cele două biconuri. Pun o altă mărgeluță de 8 mm și un alt bicon de 4 mm. Acum, cu acest patent,
sau nu știu cum se numește. Întorc și fac un mic ochi. Vedeți? Îndrept acul meu, tai firul în exces. Și aranjez aici să-mi stea bine. Și crucea mea este gata. Nu am decât să o montez ca cercel sau ca două secunde pandantil. Și lucrul meu este gata. Sper că tutorialul meu v-a plăcut. La revedere și ne vedem la viitorul videotutorial.